În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățăturile, toată noaptea ne-am străduit și nimic n-am prins. Iubiți credincioși, în urmă cu 20 de ani citeam această Evanghelie pentru ultima dată ca diacon. Și am crezut că în momentul în care m-am întâlnit cu ceea ce știam de multă vreme din Noul Testament, trecusem prin seminar, trecusem prin facultate și prin 2 ani și jumătate de diaconie și am crezut atunci că, într-adevăr, am înțeles ce s-a întâmplat cu pescuirea aceea minunată pe care ucenicii au săvârșit-o la cuvântul Mântuitorului. Și au trecut, iată, 20 de ani și mă aflu în același loc. Toți acești 20 de ani m-am străduit și nimic n-am prins. Încă nu am prins tot ceea ce era de prins. Încă nu am dat tot ceea ce puteam să dau din mine până acum. Și de aceea cred că Dumnezeu mi-a rânduit măcar încă 20 de ani de acum înainte să mai merg așa pe marea vieții acesteia, să mă străduiesc și voi vedea peste alți ani buni dacă voi prinde ceva. Foarte important este să te străduiești, pentru că astăzi mai aflăm un lucru. Eu de fiecare dată când am vorbit despre această pericopă, să știți că dincolo de motivația dobândirii harului preoției, m-am mișcat și prin diferite teme pe care le-am ales. Am vorbit despre cum Mântuitorul a spus că face pescari de oameni din pescari de pește. Am vorbit despre carieră, am vorbit despre lucruri pe care de fiecare dată le-am adus în fața dumneavoastră. Astăzi am să vă spun câte ceva în chip de răspuns la o provocare pe care una dintre fostele mele studente mi l-a făcut acum vreo săptămână și jumătate. Am început școala de 2 săptămâni și iată că acum, pe 1 octombrie, vom începe și anul universitar. Și am vorbit de fiecare dată despre elevi și despre studenți. Dar între timp, foștii mei elevi și foștii mei studenți au ajuns și ei profesori și mi-au spus că nu este drept că abordez de fiecare dată numai din punctul de vedere al elevului. Să vorbim și despre profesori. Adică ce sfaturi le-aș da profesorilor, pentru că elevilor le-am dat destule. Și anume m-am gândit să vă spun numai câte ceva. Și anume, ca să vă introduc într-o atmosferă mai destinsă, vreau să vă aduc aminte că odată o biată fetiță care se întâlnea pentru prima dată cu geografia la nivel mai înalt, că mai făcuse și la clasele 1-4 câte o geografie, dar prin clasa 6-a a venit acasă cu o notă foarte mică. Ea obișnuită cu calificative foarte mari în clasele 1-4, acum avea o notă mică la geografie și bineînțeles că a trebuit să spună părinților. N-a spus prima zi, n-a spus a doua, dar o săptămână a trebuit să-i spună. În momentul în care au aflat părinții ce notă și cât de mică este, au cerut detalii. Bine, fată, dar ce n-ai știut? Ei, printre altele, că n-am știut mai multe, dar printre altele să știți că nu prea am știut pe unde e Marocul. Măi, și-au început părinții acum. Păi bine, dar tu n-ai învățat, înseamnă că nu te pregătești, înseamnă că stai în camera ta și cine știe ce faci. De acum o să te urmărim și așa mai departe. După vreo jumătate de oră de chelfăneală, pleacă biatra fetiță și totuși acum părinții și-au dat seama că au cam întrecut puțin măsura. Și unul dintre ei, nu pot să spun dacă tata sau mama, pentru că dacă spun, o să credeți că fac discriminare. Unul dintre părinți a spus, bine măi, până la urmă. Noi am certat biata fată, dar noi știm ceva despre Maroc, știm unde e Marocul. Și acum celălalt dintre părinți zice, dragă, să știi că nu știu exact pe unde este
dar departe nu poate să fie. Am un marocan coleg la serviciu și vine cu bicicleta. Ce vreau să vă spun, fraților? Nu cumva să cădem în capcana aceasta de a face neapărat morală celuilalt. Vă mai aduceți aminte de bietul tinerel, acela care era cu plete bogate, nepieptănate, nu spun dacă nespălate, că n-am stat în compartiment cu el, dar se zice că un preot era în compartiment cu un tânăr din acesta, avea 5 cercei pe o parte și 7 pe o parte. Avea blugii tăiați până când se vedeau numai picioarele, părul, v-am zis cum era, și se foia de colo-colo cu un ziar în mână. Și părintele de-abia aștepta să îl ia la mustruit, cam cum era cu marocan. La un moment dat, găsește prilej bun. De ce? Pentru că tinerelul acesta, deși arăta el cum arăta, nu era chiar așa cum arăta. Și era foarte preocupat. Și zice, părinte, nu te supăra pe mine, dar am citit și eu într-un ziar. Și poate știma ta mai mult, că eu sunt cam încurcat. Zice, ce? Ce? Să-mi spune și mie ce e dislepsie. Dislepsie este boala celor fără de Dumnezeu, celor care nu au nicio legătură cu nimic, cu viața spirituală, celor care nu se uită în oglindă, celor care nu se uită ce priveliște să fac celorlalți. Bă, și începe încă o jumătate de oră de șlefuit tare, tare, și cu cât zicea mai tare, cu atâta bietul băiat era mai nedumirit. Și când a crezut părintele că deja l-a înfrânt prea tare, a început și lui să-i pară rău. Ce, bă, mă luai de ăsta cam tare și mie că l-am pierdut de tot. Și cum a tăcut puțin, a avut și copilul, bietul de el, putere să-i zică și altceva. Zice, părinte, dar știi de ce te întreb? De ce, mă, fiule? Hai că ai început să simți despre ce e vorba, nu? Zice, da, pentru că scrie în ziarul ăsta că papa suferă de așa ceva. Fraților, dacă ne facem un scop în sine de a, pe românește, de a beștelui pe celălalt, nu facem nimic. Ăsta este un cuvânt fix pentru dascăli. Dacă ne facem un scop în sine în a-i lua pe copiii noștri de la școală să facem din ei academicieni, să știți că ei nu vin la școală pentru așa ceva. Ei vin la școală fix că îi trimit părinții, pe marea majoritate. În al doilea rând, nu vin la școală ca să vă ia locul. Nu vă comportați cu ei cum v-ați comporta cu un concurent. Nu. Ei vin la școală ca să învețe cineva ceva. Dar nu puteți să învățați decât dacă iubiți. Pentru că după atâția ani de pedagogie și de serii care mi-au trecut prin mână, au început să vină și anii de 10 ani, 15 ani și acum se apropie de 20 de ani de când au terminat prima serie pe care am condus-o, facultatea. Și iată că, bine, am avut și marea șansă că am început repede să predau. Și după atâția ani mi-am dat seama că nu mai știau din ceea ce le-am predat eu mai nimic. Adică mai nimic înseamnă că aproape că nu mai știau nici disciplina, cum se numea, pe care eu o predam. Dar știau duhul în care am predat. Știau că dintre mulți profesori voi fi sigur acolo când mă vor chema și am fost. Știau că i-am iubit pentru că știau că i-am păsuit atunci când nu știau perfect și știau că eu i-am ajutat. Și până la urmă mi-am dat seama ce este mai important. Momentul acela în care să-l pisez pe bietul elev sau pe bietul student ca să dea ce să dea din el, ce n-a învățat niciodată, să ceară după la colegi, nu. Important este măcar să plece din școală cu ceva. Vă mai aduceți aminte de cel care a venit în fața unor elevi cu un vas de sticlă și cu 5 pietre și a umplut cu cele 5 pietre vasul de sticlă și a întrebat pe foștii lui elevi, zice, copii, s-a umplut vasul,
Da, s-au umplut, mai încape ceva, nu mai încape. Acum bieții copii s-au gândit că mai are ceva pietroaie pe buzunar. Și l-a scos din alt buzunar niște pietricele mai mici. Și le-a dat drumul așa, prinde cele mari și au intrat și acelea. Și zice, acum e plin vasul, e plin. Mai lipsește ceva? Nu mai lipsește nimic. Și a scos niște nisip din altă sacoșă și le-a dat drumul. Și a intrat și ceva nisip acolo. Zice, gata, și acum sigur e plin. Mai încape ceva, nu mai încape nimic. Și era un pahar de apă pe masă și l-a turnat și a încăput și paharul acela. Dar dacă le-ar fi luat în ordine inversă, mai încăpea vreo piatră mare? Nici de cum. Contează foarte mult în ce ordine ne fixăm prioritățile. Ce vrem noi de la copiii noștri? Vrem amănunte cu care să umplem vasul repede? Pentru că amănuntele sunt multe. Și umpleți vasul repede. Vreau să știți că mă adresez din nou profesorilor, dar și părinților și bunicilor și tuturor celor pe care îi cunosc și sunt acum de față. Pentru că dacă nu avem o ordine în priorități, n-am făcut nimic. Copilul nu trebuie să plece cu buzunarul plin de nisip sau de apă. Trebuie să plece cu cele 5 pietre mari, care înseamnă educație mai mult decât informație, care înseamnă suflet mai mult decât înțeles. Eu m-am străduit să plec din stiharul de diacon cu cele 5 pietre mari. Restul, pietriș, nisip și apă găsesc eu, mi-am zis, pe drum. Și într-adevăr, în drumul de la catedrală până aici, care cred că mai mult de 100 de metri nu este, am găsit. Am găsit și ne-am apucat aici de treabă, deși nu sunt gospodar, vedeți că biserica aceasta a fost pictată în anii 90. Chiar îmi aduc aminte când am vrut să vin la biserică aici, o biserică atunci fără sector, o biserică nepictată, părintele care m-a condus la hirotonie, după ce i-am zis o mare mea ispravă și marele meu gând, a zis, Mariuse, pe tine te bântuiește duhul sărăciei. Zic, poate, dar de ce? Zice, păi aici, mă, la piciorul lămpii ți-ai găsit și tu. Dar chiar așa s-a supărat în lapte după tine, de numai aici ți-a găsit. Și zic, eu vreau să fac treaba aici. Și să știți că la 2 ani de zile a venit aici în biserică, Dumnezeu să-l odihnească, acum nu mai e printre noi, dar cred că mi-a pus o vorbă bună pe sus. A venit și a ținut un cuvânt în fața celor care eram printre schele și într-un fel și-a cerut scuze că așa a crezut el despre mine. Și a zis, ohoho, măcar de-aș fi fost așa. Iubiți credincioși, toată noaptea ne străduim, adică în cariera noastră. Ne străduim să prindem ceva, dar astăzi aflăm, poate pentru prima dată cel puțin eu, am aflat de ce n-am prins nimic sau de ce nu prindem nimic. Pentru că există o ordine în lucruri și anume, înainte de a umple corabia de aproape să se scufunde cu pești, Mântuitorul a vorbit din corabia aceea. Adică, înainte de a culege roadele, trebuie să facem ascultare. I-a chemat, după ce toată noaptea se străduiseră, a vorbit Mântuitorul din corabie și după aia i-a trimis, zice, duceți-vă acum și mergeți mai la adânc. Iubiți credincioși, până când nu ne facem unealtă lui Dumnezeu, până când nu ne șlefuim așa de tare încât Dumnezeu însuși să vorbească în noi și prin noi și pentru noi, degeaba aruncăm mreaja, pentru că nu vom prinde nimic. Dar dacă ne șlefuim prioritățile și știm că înainte de toate trebuie să ne pregătim, înseamnă că vom și prinde. Imaginați-vă pe cineva care se duce direct la pescuit. Bă, și când ajunge acolo, își dă seama că nu are nici meșină, nu are nici ac, nu are nici băț cu care să arunce. Dar el a ajuns primul. Bun, ai ajuns primul, dar ce faci? După aia au venit alții mult, mult mai târziu, după ce și-au șlefuit și și-au înnodat frumos acul și momeala și au mers să pescuiască.
Am avut mulți colegi care imediat după ce au terminat seminarul, hai repede la baltă. Asta facultatea o mai facem noi și altă dată. Au făcut-o. Și nu vă spun acum cu mândrie că mulți dintre ei mi-au fost studenți. Dar panica este mare dacă nu avem priorități în lucruri. Veneau colegii care erau preoți de câțiva ani de zile, la unul care încă mai era diacon, două fete mici, singurul posesor de trabant, ei care erau deja la a treia dacie. Acum nu vă spun, Doamne ferește, să-i defaim pe vreunul dintre ei. Nu, nu, nu. Este o realitate. Și vreau să vă spun pentru că m-am întâlnit cu ea. M-am întâlnit cu ea și trebuie să vă spun și dumneavoastră. Pentru că dacă nu există o ordine în lucruri, n-am făcut nimic. Dacă punem pe românește carul înaintea boilor, n-o să ajungem niciodată nicăieri. Trebuie să știm că este un timp pentru toate. Un timp este pentru a învăța, un timp este pentru a uita, un timp este pentru a preda și un timp pentru a te osteni, un timp pentru a te odihni. Dar timpul acesta nu se așează niciodată invers, pentru că dacă începem cu amănuntele, nu va mai intra nimic în vasul nostru. Iubiți credincioși, duminica aceasta, dacă este pentru mine mare, nu pot să vă spun mai mult, dar pentru mine este cea mai importantă duminică, pentru că de aici încolo am plecat să fiu pescar de oameni. Din această duminică parcă am primit-o ca pe un mandat propriu, parcă numai pentru mine a scris Sfântul Evanghelist Luca ce s-a întâmplat în lacul Genizaretului. Așa am luat-o eu. Poate că nu e bine, dar eu vă spun că dacă aș afla sfârșitul vieții mele că nu e bine, nu o să-mi pară rău. Nu o să-mi pară rău, pentru că eu mi-am ghidat toată viața mea profesională pe această trimitere. V-am mai spus și altă dată că niciun om nu îmbătrânește altfel decât a trăit. Nu v-am spus degeaba, pentru că așa simt și eu. Eu vreau să îmbătrânesc frumos, trăind frumos. Nu pot să mă pregătesc acum să-mi ascut sau să-mi lustruiesc vreun toiag în care să-mi așez bătrânețile. Vreau să-mi lustruiesc sufletul, astfel încât ceea ce fac acum cu plăcere, să fac și la bătrânețe tot cu plăcere. Știți cum este orice carieră? Este ca un vin. Un vin care se învechește. Dar contează foarte mult ce fel de vin este la începutul învechirii. Dacă este un vin de valoare, va fi și de mai mare valoare. Dacă va fi un oțet, tot oțet va fi și peste 50 de ani. N-am zis de lămâie, că deja era trimitere la creală. Și cu oțetul se mai poate drege. Știți cât trebuie unui oțet adevărat, aceto balsamico? Îi trebuie 25 de ani. Noi acum ne amăgim punând mâna pe raftul unui hipermarket și să citim acolo aceto balsamico. Nu e chiar așa. Aceto balsamico trebuie să treacă 25 de ani peste el. Nu cred că a trecut peste vreun raft 25 de ani. Iubiți credincioși, trebuie să știm ce așteptăm să se învechească în noi. Să învechească viciile. Păi așteptăm degeaba. Să învechească în noi virtuțile. Să învechească înțelepciunea, înțelegerea, dragostea. Pentru că așa cum am avut marea bucurie pe care v-am spus-o să vină absolvenții noștri după ani de zile să-și aducă aminte de lucruri frumoase, aceasta înseamnă să pui ordine în lucruri. Nu o să-și mai aduc aminte, vă spun, niciunul dintre noi exact ce disciplină am învățat cu cineva sau cu altcineva, ci pur și simplu ne vom aduce aminte, așa cum mi-am aduc aminte și tot vă mai spun din când în când, așa dintre profesorii mei, cum îl citesc de câteva ori pe an pe domnul Mihai Rădulescu, profesorul meu de limbă franceză, de la care am învățat că sunt dator toată viața să am grijă să împac copilul din mine, căruia când eram mic i-am promis multe. Și acum mă gândesc câte am promis copilului din mine
când eram la seminar, când eram la facultate, când eram la școala generală, am făcut niște promisiuni și trebuie să le urmăresc. Inclusiv de la fiecare profesor de-al meu am învățat câte ceva. Am avut 12 preoți, în afară de profesorii care m-au învățat teologie, 12 preoți cu care am mers la diverse slujbe în anii mei de pregătire, de la seminar până când am ajuns și eu aici în fața dumneavoastră. Și de la fiecare am învățat câte ceva. E adevărat că m-am străduit să iau așa, ca albina siciliană, nectarul de unde am găsit. Și cred eu că le-am luat pe cele bune. Dar să știți că mai mari lecții mi-au predat viciile celor lângă care am stat. Pentru că m-am ferit, n-am reușit de multe ori să evit total. Dar întotdeauna când eram ispitit de o anumită atitudine, îmi aduceam aminte cam cum se vedea din partea cealaltă. Trebuie întotdeauna să ne raportăm, ca să înțelegem lucrurile, trebuie să stăm în partea cealaltă. Și eu când stăteam la strană și mi se atregea atenția din altar că n-am cântat bine, aș fi intrat în pământ. Și mi-am propus, Doamne, dacă aș fi în această situație, una, că mai bine nu zic nimic, a doua, dacă chiar mă scot chiar așa din sărite, să-i chem la sfârșitul slujbei, să-i chem în altă zi, să mai las o zi, două peste eveniment și să le spun că n-a fost bine. Dar m-am străduit să nu atrag atenția atunci când nimănui nu-i convine să afle că a greșit, pentru că știe el mai bine că a greșit. De aceea vă spun că m-am străduit, nu știu ce am prins, dar important este că am prins o idee, aceea că dacă încă m-am lăsat Dumnezeu să mai pescuiesc, înseamnă că mai am de pescuit și înseamnă că bun este Dumnezeu și mă mai lasă să pescuiesc. Pentru că trebuie să schimbăm orice atitudine de-a noastră și să o transformăm. Ucenicii erau pescari și a făcut Dumnezeu pescari de oameni. Acum să nu credeți că neapărat numai preoții se vor mântui, Doamne ferește, nu! Sau că numai preoția este o adevărată artă. Da, este arta artelor și știința științelor. Dar asta nu înseamnă că celelalte nu sunt egale. Sunt egale. Exact cum erau în viziunea părintelui Arsenie paharele. Un pahar mic și un pahar mare. Dacă sunt pline, sunt egale, sunt la fel de pline. Nu se zice ăla mai mare că e mai plin decât celălalt mai mic. Dacă sunt pline și atât. Trebuie să ne străduim să umplem paharul nostru. Nu trebuie să ne străduim să-l măsurăm cu al celui de lângă noi. Poate l-are mai mare sau mai mic cel de lângă noi. Nu. Nu cantitatea trebuie să o măsurăm, ci calitatea. Calitatea este să fim plini. Iubiți credincioși, fie ca în duminica aceasta, în care îmi pare rău că v-am obligat să primiți niște mărturisiri personale de ale mele, dar să știți că acesta sunt eu și dacă pot să vă spun ceva, atât am putut să o fac. Dar de trăit să știți că trăiesc mult mai intens decât vă pot spune. Și poate că aceasta va fi trimiterea mea de astăzi înainte pentru următorii 20 de ani de preoție, să merg mai la adânc, să pot să vă spun ceea ce trăiesc până la capăt. Deocamdată nu pot să vă spun decât că vă iubesc, dar nu știu dacă am reușit să vă fac să simțiți lucrul acesta. Când voi fi în stare ca Părintele Arsenie să vă spun și că vă trăiesc, dar nu pe deasupra, că aș putea să vă spun și astăzi, dar să înțeleg ce a vrut să spună și cât a trăit Părintele Arsenie când mi-a spus așa: Tată, eu nu vă iubesc, eu vă trăiesc. Aceasta este trimiterea la care ne face apel Mântuitorul astăzi. Fiecare dintre noi este trimis să meargă mai la adânc. Să gândim ce înseamnă mai la adânc. La biroul nostru. La biroul nostru este mai la adâncul nostru. Putem să facem din biroul nostru bucuria noastră. Putem să ne izolăm într-un fel în gândurile noastre și să facem lucrul așa cum știm că nu l-a făcut altcineva cu noi. Și atunci vom merge mai la adânc. Pentru că Mântuitorul așa ne trimite. Mergeți mai la adânc și aruncați mrejele voastre. Să ne ajute Dumnezeu să ne venim cu mrejele pline de pește, pline de înțelepciune, pline de dragoste, ca să putem să mergem mai departe. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.